Un drum lung de 1400 de kilometri, care a pornit tocmai din nordul țării, mai exact din Putna, s-a încheiat astăzi la Drobeta Turnu Severin. Ultimii pași din traseul Via Transilvanica au fost făcuți în fața Muzeului Porților de Fier. Via Transilvanica înseamnă un proiect inedit, o cale ce străbate țara de la Putna la Dunăre, locul prin care a intrat pentru prima dată în țară regele Carol I. Via Transilvanica este un drum curajos, fiindcă ne face să redescoperim repere și să vorbim despre cine suntem noi cu adevărat, de la firul de iarbă, de la malul Dunării până la crestele munților. Via Transilvanica este identitate, pentru că ne oferă șansa să ne cunoaștem mai bine istoria și astfel să ne înțelegem mai bine pe noi ca nație. Astăzi, cei ce au parcurs curajosul traseu deloc ușor au ajuns la punctul final și anume în Drobeta Turnu Severin. Aceștia au fost însoțiți atât de ministrul mediului Tanțoș Barno, dar și de principele Nicolae. Prima lor oprire pentru a se hidrata a fost la castelul de apă din municipiu, unde au început să povestească și câteva peripeții din călătorie. Oamenii pe care o să întâlniți sunt cea mai mare comoară a Via Transilvanica, oamenii pe care îi întâlniți pe traseu. De ce sunt special? Fiecare special în felul lui și sunt special pentru că locuind de multe ori în zone mai izolate, aș spune că au rămas mai puri. Fără excepție, oamenii pe care i-am întâlnit au fost primitori de multe ori, ne-au mirat. Pus la masă, ți se oferă, ceri un furtun să speli bicicleta, dar ți se aduce prăjitură și cafea și suc, fără să fi cerut asta. Ce am găsit la oameni cu niște povești așa de faine. Asta a fost farmecul la noi, că am mers cu bicicletele, că noi ne-am dat timp să stăm cu oameni de povești, să dăm binețe, să primim binețe și să aflăm o grămadă de povești. Băi! Ulterior am pornit spre următorul punct, cel din Drobeta Turnu Severin, unde oaspeții au fost întâmpinați tradițional românește cu pâine și cu sare. Bine ați venit, vă rugăm să... Bine v-am găsit! Bine. Deci acum până am avut curaj și acum când ai vrut tu să... Da, exact! Vă mulțumim foarte mult, foarte mult. Vă mulțumim puțin că ne primiți. Cu mare drag. Avem fix numai... Mie îmi place mai partea ai mai tot ars. Ropogoș aici. Mai crocant. Hai. Și mi-e și foame. Lupesc cu credere. Eu vreau un fluturaș. Mă scuzați. Hai, Ionuta. Sare. Asistenta mea. De acolo am plecat spre Muzeul Porților de Fier Drobeta Turnu Severin, unde cei ce au parcurs traseul au putut să împărtășească cu noi câteva impresii. Ca să consolidăm realitatea proiectului, vom avea o sărbătoare care se petrece la Alba Carolina poimâine, în 8, deci este deschiderea oficială, dar noi ne-am pornit la acest drum tocmai ca să le arătăm la oameni, să înțelegem, să vedem, totul este în regulă, este bine. Și din cauza aceasta eu am plecat pe jos. Una din bucuriile noastre foarte mari este că aici la capăt ne-am reîntâlnit cu domnul Tanțoș Barna, care în calitatea lui de ministru al mediului, practic cu Via Transilvanica betonează un proiect, un plan, un parteneriat pe care noi acum 4 ani l-am început cu Ministerul Pădurilor. De asemenea, la eveniment au participat și oficialitățile locale, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, primarul Marius Creciu, senatorul PSD Liviu Mazilu, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf și directorul Geoparc Platoul Mehedinți, Claudiu Cenușe. Alături de oficialitățile locale și județene au luat parte la eveniment și Tanțoș Barno, ministrul mediului, apelor și pădurilor și principele Nicolae al României. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a bucurat că municipiul Drobeta Turnu Severin face parte din traseul Via Transilvanica, acest lucru fiind un plus pentru orașul nostru, aducând mai mulți turiști. Mă bucur că acest loc extraordinar, încărcat de istorie de 2000 de ani, găzduiește atât pe cei care au avut extraordinara idee să inițieze acest proiect turistic, Via Transilvanica, în care am crezut oarecum la început, dar acum chiar cred cu adevărat, și să felicit în aceeași măsură și pe cei care s-au încumetat acum când toți cei 1400 de kilometri ai traseului au fost burnați, să ia la pas,
sau în alergare sau cu bicicleta acest traseu și să încheie traseul la Drobeta Turnul Severin. Ceea ce privește efectiv activitatea care s-a desfășurat în anii trecuți în județul nostru, trebuie să mulțumesc colegilor mei de la Geoparcul Platoul Mehedinți, fără de care s-ar fi identificat destul de greu traseul prin județul nostru. Să mulțumesc domnului ex-prefect Drăghia, care s-a ocupat la vremea respectivă în mod deosebit alături de colegii mei. M-am implicat și eu într-o oarecare măsură în stabilirea traseului prin județ. Avem 100 de kilometri prin județul Mehedinți, Bornați. Este un traseu, zic eu, mai accesibil decât traseele de prin alte județe. Și mă bucur că, așa cum spunea Alin mai devreme, județul Mehedinți a fost al treilea județ din cele 10 care a accesat la ideea lor, care s-a mișcat foarte repede, care a bornat și a făcut funcțional acest traseu. Și așa cum spuneam Alin aseară, vom continua să fim alături de voi în tot ceea ce faceți și orice idee a voastră va fi împărtășită de noi și vom încerca să ajutăm prin intermediul Consiliului Județean, prin intermediul Primăriei, Prefecturii, adică să facem tot ceea ce e nevoie ca acest proiect să prindă contur, să ajungă la un nivel mult mai ridicat decât este acum, pentru că deja a început să se simtă, deja avem și noi turiști care vin în județ și care vor să viziteze, să meargă pe acest traseu. Așteptăm să vină și din partea voastră încoace cât mai mulți, pentru că de aici încolo cu siguranță o să vină destui. De asemenea, primarul Marius Creciu a transmis faptul că a achiesat încă din prima clipă fără a sta pe gânduri, pentru că și-a dorit ca și România să-și arate frumusețile prin astfel de trasee. Sunt extrem de bucuros că Severinul face parte din acest proiect extraordinar. Este un proiect la care am achiesat din prima clipă, de acum 3 ani, pentru că am văzut multe astfel de proiecte în lume, în Europa, și era păcat să nu avem și noi, raportându-ne la ce țară frumoasă avem și ce locuri frumoase avem. Și așa cum spuneau mai devreme cei care au mers cu bicicleta, Traian și Sergiu, ceea ce este și mai important este că avem oameni extraordinari și i-ați întâlnit de-a lungul traseului, oameni care arată de fapt esența poporului român, un popor bun, un popor blând, un popor gata să sprijine un popor ospitalier. Felicit familia Ușeriu și echipa din spatele lor, cei care au făcut posibil acest traseu, acest proiect social, acest proiect cu care ne mândrim în acest moment. Sunt convins și vorbeam și aseară că mai sunt multe lucruri de făcut. Din partea noastră aveți toată disponibilitatea, a mea, președintelui Consiliului Județean, pe lângă faptul că ne și place ceea ce facem, acest proiect, avem și o obligație morală față de dumneavoastră, față de locuitorii orașului, județului, să putem să ducem acest proiect la bun sfârșit. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, și-a exprimat de asemenea dorința ca acest proiect să fie pus în valoare și cât mai mulți români, dar și străini, să aibă curajul de a se avânta pe acest traseu pentru a se bucura de toate peisajele de vis ale României. În primul rând vreau să mulțumim domnilor Ușeriu și celor care sprijină acest frumos proiect, această frumoasă mișcare, care nu este numai o mișcare sportivă, o mișcare fizică, până la urmă este și o mișcare culturală, istorică, de ce nu, pentru că acest traseu de 1400 de kilometri include poate cele mai frumoase zone, cele mai pitorești din țară, încărcate de istorie, cum este și acest loc în care ne aflăm acum. Felicitări tuturor care au încheiat această competiție aici, lângă piciorul podului Traian. Mulțumim tuturor celor care au sprijinit această mișcare și bănuiesc că va deveni o tradiție și în fiecare an, poate, o să ne întâlnim din nou în aceeași formulă. Ministrul Mediului Tanțoș Barno consideră că această inițiativă are nevoie de vizibilitate maximă, pentru că e convins că nu doar cei din România vor parcurge aceste trasee superbe. Acest proiect pe care l-a inventat și l-a construit Alin Tibi și băieții, fetele, echipa, autoritățile locale, oamenii de pe traseu, leagă două puncte îndepărtate de 1400 de kilometri deasupra României. Este un pod care va lega comunități, oameni, regiuni, sate,
zone unde putem arăta cele mai frumoase locuri ale României. Este un proiect care va inspira foarte mulți tineri, un proiect care va aduce în România foarte mulți turiști, un proiect care va putea fi o emblemă frumoasă a României, o emblemă care ne poate reprezenta pe toți. Am încercat să, și eu să fac o bucățică din acest traseu, o bucățică nesemnificativă față de efortul pe care l-au depus băieții și Eva. Este cel mai frumos proiect pe care l-am văzut eu până acum în cariera mea. Este un proiect, așa cum am zis și adineauri, venit din partea societății civile, o inițiativă civilă, privată, fără fonduri de la stat, fără studii de fezabilitate, licitații publice, fără complicații, contestații și alte minuni cu care suntem noi obișnuiți și din cauza cărora mor foarte multe idei frumoase, idei care ar merita să fie duse până la capăt. Principele Nicolae al României, voluntar vechi al organizației Tasuleasa Social și ambasador Via Transilvanica, s-a aflat astăzi în drobeta Turnu Severin pentru a ajunge la punctul final din traseul Via Transilvanica. Un proiect așa de pozitiv și beneficial pentru țară și orice comunitate prin care trece, bineînțeles am zis da. Și am început să aflu mai mult despre, nu numai despre proiectul în sine, dar și țară pe parcurs. Și deja am văzut un impact pe care l-a avut și cred că e cea mai bună carte de vizită pentru noi în străinătate și pe plan global, cum a zis Alin mai devreme. Alin Ușeriu, omul care construiește Via Transilvanica, cea mai lungă și mai mândră cărare ce ar trebui să reprezinte România în lumea întreagă, este fascinat de tot ceea ce se poate vizita de-a lungul traseului. Nu mă puteam prezenta apoi mine la Alba Iulia fără să-l fi parcurs și nu eram eu cu lecția făcută dacă nu-l făceam totul, tot exact așa cum mi-am dorit la pas. Acum vreau să vă spun că dacă aș putea să iau din mine și să pun în altcineva ceea ce simt eu la capătul acestui drum, cred că s-ar și porni pe Via Transilvanica. Deci a avut o puternică impresie, o puternică emoție. Este un circuit social imens care s-a format la inițiativa noastră. Bornele sunt la locul lor, sunt frumoase. Am redescoperit țara asta, am descoperit țara asta, am găsit oameni care fac ca acest circuit social să funcționeze. Deci este incredibil. Sunt atât de multe lucruri de văzut și de care eu nici nu știam. Vă mărturisesc că atunci eu mi-am dorit foarte tare să ajungă la drobeta Turnul Severin fiind inițiatorul acestui proiect, dar când am ajuns aici abia am înțeles cei cu drobeta Turnul Severin, nu știam deloc despre platoul Mehedinți și îmi dau seama că este unul dintre cele mai frumoase locuri și de pe Via Transilvanica. Deci, practic, în primul rând, ce oferă Via Transilvanica este o întâlnire cu tine. Deci este o întâlnire pe care dacă mergi destul, la un moment dat, tu te întâlnești pe tine și caști ochii și începi să înțelegi că România este cu totul altfel decât ai crezut totul înainte. Tiberiu Ușeriu, sportiv extrem român, alergător de anduranță, a subliniat faptul că el crede că în 10-15 ani Via Transilvanica își va dovedi valoarea. Trebuie să știe oamenii care vor pleca de acum înainte pe acest traseu. Ce vi se pare important că trebuie să știe? Eu cred că una dintre lucrurile cele mai importante e să te pornești la drum. Cred că asta e primul pas, după care cred că lucrurile vin de la sine. Și ceea ce face un pas foarte important e să te pregătești din punctul ăsta de vedere cu stânile, ca să ai un pic grijă. Dar eu cred că după ce te-ai pornit, lucrurile vin de la sine și poți să ai un drum liniștit și să ceea ce îți doresc să realizezi. E cumva finalul proiectului. De aici începe adevărata aventură. Ce simțiți? Că sunteți promotorul acestui proiect, cumva. Bun, acum m-am cam împrietenit cu proiectul ăsta. De 4 ani de zile eu am, să zic așa, am pus multe pietre de temelie la acest proiect. Mă bucur foarte tare că pot să-l promovez, pot să fiu ambasador acestui proiect și mă bucur că l-am făcut așa în stilul meu de la cap la coadă. Am avut multe trări și înainte și acum. M-am bucurat foarte tare că l-am putut face în 22 de zile cu o gașcă de băieți care am ajuns aici și cred că a ajuns momentul când să dăm drumul acestui traseu, să fie inaugurarea și să ne bucurăm toți cei care ne dorim de acest traseu. Cum a fost?
A fost o aventură frumoasă. Este foarte interesant să iei țara așa de la nord, de la sud și să o vezi în așa scurt timp, să vezi 10 județe, să treci prin 107 OAT-uri, cred că sunt, și să vezi diversitatea acestei țări și a acestui traseu. Singura femeie ce a reușit să parcurgă la una cu toți bărbații cei aproximativ 1300 de kilometri a spus că a rămas plăcut uimită de ospitalitatea oamenilor și de toate peisajele minunate întâlnite. De curs am fost și mai înceată pentru că am acordat, să zic, timp și interacțiunii cu oamenii, poate un pic mai mult decât colegii. Am mai făcut o poză în plus, poate, m-am mai oprit la o bisericuță sau chestii de genul ăsta care au fost pe traseu. Ce v-a impresionat? Și cum sunt oamenii? Ce m-a impresionat? Tot drumul e impresionant. Deci nu ar exista un lucru anume care să zic să mă impresioneze. Ce m-a impresionat, să zic așa, acum, care ține de oameni, a fost o doamnă în Oțelul Roșu. A venit o doamnă care ne-a urmărit ea pe internet și ne-a așteptat acolo. M-a impresionat și pentru că atunci eram un pic plăștită de soare, mă băgasem într-un parc și m-am dat cu hinta cumva să ies din starea aia nasoală și doamna m-a așteptat pe un podeț și zic, cine mai e cu camera, cine mai... Hai Deva, super mare încurajare din partea ei, așa vorbea cu mine, parcă mă cunoaște, deci m-a impresionat la maxim, deci la maxim m-a impresionat doamna, să zic, chestii de interacțiune, de umanitate, să zic așa, dar în traseu, în sine, eu sunt foarte impresionată de natură. Dacă sunt în natură, deja mă simt, să zic așa, acasă. Exact. Participanții au fost emoționați de faptul că au reușit să ajungă la punctul final, ajungând de fapt la finalul unei experiențe unice în viață. Nu mă așteptam să descoper chestia asta. Mi-am dat seama, băi, fac Via Transilvanica, o chestie de biciclist și mai departe, dar când am ajuns, să înțeleg ceea ce înseamnă Via Transilvanica, să o trăiesc. Serios. Numai oameni faini să întâlnești. Numai, băi, în fiecare zi, oameni care să te cheme la ei în casă, să-ți povestească despre viața lor, să se mândrească. Până nu apuci să te întâlnești în fiecare zi cu oameni frumoși care te oprezi la marginea drumului, te întreabă, dai binețe, intri într-un sat, habar nu ai de pierdută, numai, dai binețe și lumea te oprește. Dar de unde vii, mă, băiete? Dar ce faci? Dar să vezi ce fac eu. Dar hai să vezi ce mâncare am. Te hrănesc, te primesc la ei în casă. Aș fi putut face Via asta Transilvanica fără să cheltui foarte mulți bani. Atât de mulți oameni primitori și, adică nu am avut în niciun moment, deși am cutreierat aproape 1600 de kilometri în afara, așa zisului, civilizație de asfalt, n-am avut niciodată sentimentul că, băi, poate să pățesc ceva sau mă pierd sau n-am un ajutor sau... Din Bucovina, în Ținutul de Sus, în Ungurime, Secuime, în țara bisericilor fortificate, în Terra Dacica, în Terra Romana, Banatul Montan. Măi omule, după ce am mers 25 de zile, termin oamenii ăștia, după ce am mers 25 de zile și nu credeam că pot vedea ce mai frumos. Când am ajuns în Banatul Montan și zonele Lețului, iar am plâns atunci. Proiectul Via Transilvanica urmărește marcarea și amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj pe lungimea celor 1400 de kilometri. Traseul poate fi parcurs integral sau în etape, la pas, călare sau cu bicicleta, iar inițiatorii își doresc ca acest drum tematic să pună în valoare bogățiile culturale, istorice și naturale și să sprijine dezvoltarea comunităților locale.